Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Tefal continuă extinderea gamei Cook4Me cu cel de-al treilea model de multicooker inteligent. Cook4Me Touch cu conexiune Wi-Fi. Mie mi se pare cel mai tare din toate. După câteva teste, a devenit prietenul meu cel mai bun. Este cel mai tare, așa că te îndemn să-l ai și tu. Nu vei mai avea nevoie de carte de rețete sau de calculator pentru a căuta rețete noi. Rețetele nelimitate și ecranul tactil cu poziție ajustabilă te vor ghida pas cu pas alături de imagini. Cook4Me Touch cu conexiune Wi-Fi va avea grijă de tot procesul tău de gătire pentru tine. Economisește timp cu sute de rețete gata în mai puțin de 10 minute, filtre simple pentru a găsi rețeta dorită, și funcție de căutare în funcție de ingredientele pe care le ai în frigider. Nu rămâneți niciodată fără idei cu Cook4Me Touch. Conectivitatea sa Wi-Fi vă oferă acces la o bază de date de sute de rețete gratuite, îmbogățite constant de membrii comunității Tefal. Ecranul este tactil și ajustabil și vedem cum aparatul te ghidează pas cu pas prin intermediul ecranului până la finalizarea rețetei. Selectare, număr de persoane, adaugă ingrediente, preîncălzire. Odată selectat numărul de persoane, aparatul îți arată automat cantitățile și ajustează timpul de gătire. Descărcăm aplicația Tefal de pe magazin Play și căutăm idei de gătit atât de pe ecranul ajustabil al Wally Cook4Me Touch cu conectare Wi-Fi, cât și din aplicație pe telefon. Cel mai ușor este să alegem de pe telefon. Ne uităm relaxați la ingrediente și pași, apoi trimitem rețeta către dispozitiv. Putem alege rețeta pe care o vom găti de pe ambele dispozitive. Ni se sugerează, bineînțeles, mai multe variante. Eu o aleg astăzi pe aceasta, varză călită cu afumătură. Sunt mulțumită de alegere, așa că mă uit să văd ce ingrediente sunt necesare și la pașii de gătire. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Cum ne zice aplicația și Wala Cook4Me Touch cu conectare Wi-Fi, ne trebuie o varză dulce de 1 kg, o ceapă medie, 2 căței de usturoi, jumătate de ardei capia sau ardei gras roșu cum am eu, 200 de grame de afumătură, poate fi șuncă, costiță, pastramă, 100 de ml de bulion, eu am aici bulion de ardei cu roșii, 2 foi de dafin, o jumătate de linguriță de boia dulce, 500 de ml de apă rece sau 250 de ml de apă și 250 de ml de borș de putină, dacă dorim ca varza să iasă puțin acrișoară. Depinde de gustul fiecăruia. Mai punem o jumătate de linguriță de cimbru, 2 linguri de ulei de măsline, o jumătate de linguriță de sare și un sfert de linguriță de piper. Primul pas este să mărunțim legumele. Ne arată și aplicația și Wala. Tocăm ceapa în cuburi mici și o punem deoparte. Tăiem și ardeiul, întâi în fâșii, apoi în cuburi mici. Îl punem și pe acesta deoparte. Tăiem afumătura, tot în bucățele mici. După aceea, tăiem și varza fideluță. O punem într-un castron încăpător, presărăm peste ea sarea și o strângem în mâini pe toată. Astfel se va înmuia și își va micșora volumul. Varza este o sursă excelentă de vitamina C, un antioxidant important pentru sistemul imunitar. Conținutul ridicat de fibre din varză ajută la reglarea tranzitului intestinal și poate preveni constipația. Acum avem totul pregătit, așa că putem să ne apucăm de gătit. Ne indică ecranul Wally Cook4Me Touch cu conectare Wi-Fi, dar și aplicația. Puneți uleiul, ceapa și afumătura. Așa că asta fac și eu.
Dăm start și întâi ne arată preîncălzire și apoi prăjire. Avem răbdare și amestecăm ocazional. Deci, pasul 2, călire, 2 minute. După cele 2 minute, pasul 3, adăugăm restul ingredientelor cu sare și piper. Punem deci în oală, ardeiul tăiat în cuburi, usturoiul cubulețe, varza fideluță, piperul, cimbrul, boiaua, frunzele de dafin, bulionul de ardei și roșii în cazul meu și cei 500 de ml de lichid. Amestecăm puțin totul, închidem capacul, răsucind butonul de deasupra. Astfel, oala se va etanșeiza și dăm start gătire sub presiune pentru 20 de minute. Întâi se va preîncălzi înainte de a începe să gătească sub presiune. După preîncălzire, oala CookForMe Touch cu conexiune Wi-Fi trece automat la gătirea sub presiune și pe display vedem exact ce se întâmplă și cât timp mai durează. Oala gătește acum sub presiune, dar fără a scoate zgomot sau mult abur. Abia ce se vede un firicel. Oala încape lejer pe aragaz, sub hotă, dacă vă doriți să nu iasă în casă aburul. După cele 20 de minute de gătire sub presiune, oala CookForMe Touch cu conectare Wi-Fi intră singură în etapa următoare de depresurizare. Acum este momentul în care elimină mai mult abur. Eliberarea automată a aburului la gătirea sub presiune este sigur și nu trebuie supravegheat. Atunci când depresurizarea este gata, pe ecran va scrie clar: este gata. Puteți servi cald cu mămăliguță și ardei iute. Ne avertizează chiar că trebuie să fim atenți la abur atunci când deschidem capacul. Ce bine arată și ce bine miroase! Dacă tot vrem să facem și o mămăliguță, setăm menținere la cald. Când suntem gata, apăsăm pe stop. Aparatul CookForMe Touch cu conectare Wi-Fi ne avertizează să golim colectorul de condens. Trebuie să facem asta după fiecare gătire sub presiune. Avem gata mâncarea, așa că putem trece la masă. Este un deliciu culinar obținut pas cu pas, cu ușurință și foarte rapid. Sunt încântată de noul meu ajutor de nădejde. Oala are un strat antiaderent și se poate curăța cu ușurință, atât în chiuvetă cât și la mașina de spălat vase. Varza călită cu afumătură este o rețetă tradițional românească, gustoasă și ușor de preparat. CookForMe Touch cu conectare Wi-Fi face procesul și mai ușor, permițându-vă să gătiți automat acest preparat delicios. Deci, ce pot să vă spun decât spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!